Sărmălarul șef. Hai să vedem cum se împachetează o sarmală. Nu am frunze. Din frunze de astea. Așa zici. Uitați exact procedeul. Super procedeul. Vedeți? Maestru sărmălar. Așa se împachetează o sarmală. Uitați aici sarmale de diferite mărimi. Operă de artă. Opera. Care de diferite mărimi, că s-a aproape la fel tătă. Ca un bucătar adevărat. Super. Da, dar tu când faci? Într-o zi, acum învățăm. Ce ai pus în această compoziție? Compoziția acestei... E carne, ce să pun? Carne, da? Da. Carne tocată de porc? Porc. Fără vită? Fără. Bun. Carne tocată de porc. Și ce ai mai pus, domnule? Ceapă și ardei gras. Ceapă și ardei gras tăiat mărunt. Da. Văd și orez aici. Un pic de orez. Ce ai mai pus? Mărar, uite mărarul ăla. Cu mașina aia, arată mașina. Cum mărunțește. Uite mașina, merge mărunțește. Aia, mașina de mărunțit mărar. Da. Asta e mașina de mărunțit mărar. Mărar, ceapă, usturoi, ghetete. Altceva, ce ai mai pus? Sare. Sare, piper. Piper, boia. Da. Da. Ulei. Cimbru. Ulei ai pus? Ulei. Ulei, cimbru. Ce ai mai pus? Mărar. Mărar. Altceva? Altceva ce mi-ai pus? Altceva? Din șunca asta cu slănină, ia. Ai tăiat mărunt? Da. Și ai pus aici? Da. Wow. Atât? Atât. Și la urmă și bulion. Bulion. Maestru. Și vangă, bineînțeles. Varză proaspătă, da? Proaspătă, da. Proaspătă și opărită. Opărită. Cu sare și oțet. Sare și oțet în apă. O să fac și eu săptămâna viitoare. Ok? Până atunci am învățat rețeta. O postez pe internet să știe toată lumea. Să facă cele mai bune sarmale din lume. Ăsta. Eu vă zic, niciodată n-am mâncat și nici la un restaurant și nici într-o bucătărie care am lucrat, n-am mâncat sarmale mai bune ca astea. Al Ticu. Așa că încercați această rețetă, v-au spus exact care sunt ingredientele. Sănătate și numai bine tuturor.